am utilizat în special cazuri de neuroimagerie și de imagistica prostatei, dar nu în ultimul rând pentru imagistica ORL, pentru imagistica genitală pelvină feminină și pentru musculoscheletal, ca să diferențiem leziuni cu caractere incerte. Deși la început nu m-am gândit, chiar dacă pare puțin credibil, la un succes material, am fost animat doar de dorința de a putea ajuta pacienții. După 2 ani și jumătate, aș putea spune că pentru mine a reprezentat și un succes din punct de vedere financiar, investiția întorcându-se parțial, pentru că zi de zi colegi clinicieni fascinați de acuratețea diagnosticului, în special urologi și cei care sunt implicați în diagnosticul și urmărirea pacienților cu afecțiuni neurologice, neurologi, neurochirurgi și oncologi, fiind convinși de utilitatea unei urmăriri prin utilizarea studiilor de perfuzie cantitativă, ceea ce oferă olea și de perfuzie și de permeabilitate în afara creierului. Softul prin care doctorul Virgil Ionescu accesează prostata, softul prin care accesează nodulul suspect malign și îl poziționează în cadrul glandei, ne face nouă ca practicieni mult mai ușor de abordat cu număr mai mic de biopsii. Până a apărea softul olea și fuziunea puncției prostatice prin fuziunea cu remene, rata noastră de diagnostic al cancerului de prostată de multe ori nu trecea de 50%. Noi am scăzut numărul de biopsii la 6, de la 24, 48 la 6 și am reușit, prin utilizarea acestui soft, prin doctorul Virgil Ionescu, să creștem rata de sensibilitate a acestei metode și a diagnosticului cancerului de prostată la peste 95%, cu beneficiu net pentru bolnav. După cum știți, oncologia este o specialitate în care multidisciplinaritatea este baza rezultatelor bune. Diagnosticul diferențial între diverse formațiuni tumorale și acum mă refer în mod special la la formațiunile tumorale cerebrale. De asemenea, domnul dr. Ionescu este alături de noi pe tot parcursul bolii pacienților noștri, ajutându-ne să îi urmărim și în partea post-terapeutică. Am făcut puncție biopsii prostatice și după alte examene remene al altor colegi. Și vreau să vă spun că am avut multe, ca să nu zic foarte multe, eșecuri. Fără să pară lipsit de modestie, vreau să spun că după munca doctorului Virgil Ionescu, practic nu am avut, cum se spune la noi, rateuri. Faptul că este un software independent de producătorul imaginilor, eu îl pot folosi pentru lucrul în colaborarea cu mai multe centre. După ce l-am dobândit, la foarte scurt timp a fost evident că nu pot trăi din punct de vedere profesional fără el, el fiindu-mi indispensabil.